Întâi, stătătorul bisericii noastre l-a primit astăzi la reședința patriarhală în vizită de prezentare pe ambasadorul Regatului Spaniei la București, José Antonio Hernández Pérez Solorsano. Excelența sa a mulțumit pentru oportunitatea de a se întâlni cu prefericitul părinte patriarh Daniel și a evidențiat faptul că România este o țară în care credința ortodoxă mărturisită este practicată de majoritatea românilor. În cadrul întâlnirii, prefericitul părinte patriarh Daniel a apreciat activitatea diplomatică intensă a ambasadorului și a reliefat faptul că mărturisirea vie a credinței ortodoxe Chiar și în perioada comunistă, este dovada că aceasta se constituie ca parte a identității poporului român și a tradițiilor religioase ale acestuia. Excelența sa a subliniat importanța comunității românești, majoritar ortodoxă din Spania, care s-a integrat foarte bine în societatea spaniolă, inclusiv prin ocuparea unor funcții publice importante în administrația statului spaniol. În acest proces de integrare, o contribuție deosebită o are Biserica Ortodoxă Română prin Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei, care pe lângă promovarea identității de credință și cultură românească, constituie un reper central de manifestare a solidarității în cadrul comunității românești din Spania. În timpul întrevederii, cei doi interlocutori au evidențiat rolul și importanța promovării dialogului în societatea contemporană, deoarece Europa se confruntă acum în Ucraina și cu un război devastator, atât la nivel uman, cât și material. Am avut o întâlnire foarte frumoasă cu Preferistul Părinte Patriarh Daniel, am discutat problemele care țin de realitățile zilei, inclusiv problema războiului din Ucraina și am apreciat eforturile pe care Biserica Ortodoxă Română le face, atât din punct de vedere spiritual, prin rugăciunile pe care le prostește pentru redeugândirea păcii, dar în același timp și pentru Găsirea unor soluții printr-un dialog care să aducă roade. Pe lângă acest lucru, desigur, am discutat și despre numeroasa comunitate românească din Spania, care este bine integrată în societatea spaniolă și care contribuie destul de mult la dezvoltarea societății spaniole. Am hotărât ca să purtăm acest dialog cu Biserica Ortodoxă Română și în viitor pentru ca să putem să fim de ajutor pentru această comunitate românească din Spania și, desigur, pentru a continua bunele relații care există între poporul spaniol și poporul român. Patriarhul României a mulțumit ambasadorului pentru ospitalitatea arătată față de românii stabiliți definitiv sau temporar în Spania și pentru buna cooperare a reprezentanților Patriarhiei Române în Spania cu autoritățile de stat, exprimând speranța continuării și aprofundării acesteia.